Salutare și bine ai venit la un nou clip. Azi vreau să vorbim despre un subiect mai delicat, la care vreau să-l tratați cu mare, mare atenție. Este legat de faptul dacă în 2021 urmează o criză financiară, urmează, nu știu, o cădere a bursei, pentru că sunt cumva legate, dacă vine o criză financiară, automat bursa se va duce în jos. Dar vreau să tratăm un pic cu atenție toate chestiile astea, pentru că văd niște lucruri zilele astea care mie personal pot să zic că nu-mi plac, pot să zic că sunt cam, nu știu, nu neapărat dubioase, dar sunt niște semne, ca să zic așa, pe care trebuie să le iau în seamă și să-mi fac strategiile astfel încât pe anul viitor să fiu cât de cât câștigător. Primul lucru despre care vreau să vorbesc astăzi este legat de tot felul de experți care discută despre treaba asta cu criza. Anul trecut se vorbea la fel de mult despre criza financiară și se vorbea în contextul în care, deși se întâmpla în China treaba cu coronavirus, noi nu aveam foarte multă treabă, era la ei, nu era la noi și eram totul frumos și relaxați. Din păcate, se discuta despre o criză financiară și se zicea că tot poate să vină o criză financiară. Crizele astea sunt repetitive, sunt ciclice, așa că este precum vara și toamna și iarna, adică vin. Nu trebuie să fii un expert să spui că vine iarna, mai devreme sau mai târziu, adică uneori ninge în decembrie, alteori ninge în februarie. Dar iarna vine, la un dat tot ninge. Cam așa se întâmplă și cu ciclurile astea financiare. Sunt experți și mulți guru care au prezis și criza din 2007, pentru că sunt unii care spun mereu la anul vine criza, la anul vine criza, la anul vine criza. Și dacă spui așa timp de vreo 10 ani de zile, la un moment dat o nimerești. Așa. Ei bine, în contextul ăsta în care venea o posibilă criză, eu am luat niște măsuri în firmă care după aia în criza sanitară m-au ajutat. Așa. Acum bineînțeles că pun problema dacă vine sau nu vine o criză financiară în 2021, mai ales că contextul este foarte, foarte alambicat, ca să zic așa. Este foarte încurcat, e foarte greu de prezis dacă vine sau nu vine. Poate să vină în ianuarie-februarie, poate să vină în aprilie-martie, nu știu ce. Sunt și oameni care zic că nu vine nicio criză, să stăm liniștiți că nu vine nicio criză. Mă uitam azi la un tip pe YouTube care spunea că premizele ca să vină o criză, adică șanse ca să întâmple chestia asta, sunt peste 50%. Nu spunea că sunt 90%, nu spunea că e 100%, spunea că sunt peste 50%. Adică sunt șanse mari să se întâmple lucruri destul de nasoale, să zic așa, pe bursă și în anul care vine acum, în anul 2021. Eu nu o să mă bag la predicții pentru că nu-mi stă în cale să fac predicții când nu știe nimeni în viitorul și nu poți să faci predicții. Se pot întâmpla foarte multe lucruri și în sens bun și în sens rău. E foarte greu să nimerești ce se va întâmpla. Sunt destui guru care fac chestia asta pe net. Pe mine ce mi-a atras atenția așa cumva, uite, am un prieten, de exemplu, care în 2017, pe la jumătatea anului, zice, până în septembrie, i-am spus să ia și el de $200 al Bitcoin. Ei, acum și el se bagă în zona de burse, atunci nu s-a băgat în zona de Bitcoin, a zis că îi se pare complicat, că e nesigur, că e riscant și nu s-a băgat. Ei, acum vrea să bage pe bursă și vrea să se bage pe bursă cu niște mii de euro. Și am zis, stai, că n-ai înțeles nimic, stai un pic, că nu e bine ce faci, ceva de genul ăsta am încercat să-i zic. Stai așa, nu băga, pentru că trebuie să te sun întâi. Așa, nu dau sfaturi financiare decât la prieteni, adică nu încercați să mă contactați pentru chestia asta, că nu fac din asta un job. Ideea care este, și atunci când i-am spus să cumpere Bitcoin, i-am spus, mă, cumpără de $200 Bitcoin, știi? Dacă vrei să intri pe bursă, sfatul meu este să îi pui, nu știu, să pui 20 de euro, să pui 50 de euro deoparte și să intri cu 50 de euro pe săptămână sau cu 50 de euro pe lună și intri cu 50 de euro luna asta, 50 de euro luna viitoare. Intri și tu cu 500 de euro în 10 luni de zile, dar în 10 luni de zile ai timp să acaparezi foarte multă informație. Ați văzut că și eu la rândul meu am început cu 10 lei pe zi. Acum sunt platforme foarte ușor pe care intri și faci trading. Poți să intri pe telefon, pe Revolut, poți să intri pe eToro. Pe eToro și că ai comisioane zero, etc. Adică e foarte ușor ca orice copil să intre să bage bani în bursă. Și o să mă leg de chestia asta în a doua parte a clipului, unde o să vă explic exact faptul că ce mă sperie la partea asta altă, cu investițiile, toată lumea. Întrucât la chestia asta cu investițiile, vă zic sincer că nu ar trebui să băgați bani mulți din prima fără să vă documentezi foarte bine înainte. Și credeți-mă că și dacă te documentezi înainte niște luni de zile, când începi să te joci cu banii propriu-zis, o să vezi că lucrurile stau total diferit de cum ai crezut tu că e inițial, de cum ai citit în teorie. Așa, bun. Legat de chestia asta cu a cădea bursa și dintre premizele pe care le vezi atunci când se întâmplă, mie îmi seamănă foarte mult chestia asta cu 2017, când creștea Bitcoin și toată lumea se băga în Bitcoin,
Mi se pare că investițiile în modul în ziua de astăzi sunt la modă. Mă mai uit pe TikTok și văd tot felul de tineri care cumpără acțiuni, cuvinde, fac profit. Eu acum sper să facă bani și mă bucur pentru ei dacă fac bani. Nu am nicio problemă. Părerea mea este că toată lumea ar trebui să investească la bursă și să câștige bani. Adică nu e nimic care un asta. Cu cât mai mulți oameni, cu atât mai bine, și pentru bursă și pentru noi. Dar prefer să bage oameni care știu despre ce e vorba. Și dacă vreți să vă băgați, faceți-o cu un pași mici. În pași mici și puneți niște bani puțin deoparte, vedeți despre ce e vorba și cumva în jumătate de an, un an, puteți să faceți primii pași mai serioși, da? Așa. De ce? Pentru că revin la prietenul ăsta al meu, vrea să bage niște mii de euro acum în bursă și am spus că poate nu e momentul, că poate ar trebui să o ia mai ușor. El e foarte încântat de niște chestii, niște acțiuni cu care, de fapt, el e încântat de acțiuni la Tesla și la Google, nu știu, la Apple, și pe baza previziunilor și pe baza ce se întâmplă cu acțiunile astea la Tesla mai ales, e foarte încântat și vrea să investească. Mie mi se pare foarte riscant în momentul de față, dar mă abțin să-mi dau cu părerea despre Tesla sau despre o altă companie, în afară de cele cu care mă joc eu. Bun, le venim la Tesla, treaba cu 2017. Mie mi se pare acum, cum am zis, văd și pe TikTok tineri foarte mult, toată lumea parcă bagă la investiții, parcă e la bună, parcă e la modă să investești în bursă, să investești în acțiuni, să... Într-adevăr, e și un moment în care, pe piață, unde sunt instrumente mult, mult mai ușor accesibile, adică, v-am zis, cu un card Revolut, toată lumea are un card Revolut în ziua de astăzi, poți să cumperi acțiuni la Tesla sau poți să cumperi acțiuni la nu știu unde, fără să-ți bați capul. Pe de altă parte... Treaba asta poate să vină cu niște riscuri și cu niște pierderi masive în viitorul mai puțin sau mai depărtat sau mai apropiat, nu știu. Așa. Eu m-am întrebat, chiar zile trecute mă întrebam, mi se pare mie că văd acum, fiind pasionat mai, adică fiind implicat în treaba asta zi de zi cu bursa și cu investițiile, le văd eu mai des că acum sunt mai interesat de subiect și erau poate și înainte, adică poate și am trecut erau oameni care băgau la bursă și erau în feria asta că băgăm la bursă și câștigăm și știu ce, dar poate nu dădeam mai multă atenție, adică eram, da, lasă că o să bag și într-o zi și lasă-mă acum că n-am timp de asta. Poate chestia asta, poate mi se pare mie că este, dar impresia mea este că seamănă cumva cu treaba de la crypto în 2017. Dacă seamănă cu chestia aia și urmează să bice piața, pentru că atunci când vin bani mulți toată lumea, cum zicea omul ăsta pe YouTube astăzi, că dacă și mama e de la magazin cumpără acțiuni la bursă, e momentul să te cam retragi, adică e momentul să-ți iei niște planuri de backup. Nu înseamnă să vinzi acțiunile și să te retragi de tot de la bursă, Doamne ferește, dar înseamnă că trebuie să gândești cât mai conservator posibil, astfel încât să nu pierzi bani, da, despre asta e vorba. Așa, asta mi se pare în piață, sunt un element principal e ăsta, că mi se pare că toată lumea acum bagă bani la bursă, fără să aibă habar. Cu ce să mănâncă chestia asta? Acum nu zic eu că sunt expert, că mă pricep eu, dar eu mi-asum chestia asta, adică eu mi-asum că pot să pierd ăștia 1000 de lei pe care i-am investit, mi-asum că pot să-i pierd mâine și fără niciun fel de regret. Mai mult de atâta, mi-asum faptul că nu numai ăștia 1000 de lei pot să-i pierd și pot să pierd și mai mulți bani și nu este o problemă pentru mine din punct de vedere financiar. Eu am și alte investiții și cumva ați văzut că... Banii care vin aici în zona asta de investiții vin din alte surse pe care pot să consider că n-am câștigat acolo. Deci cumva e bine din punctul meu de vedere, nu e bine din punctul de vedere al altora care poate pot băga banii din economie în investiții sau pot băga banii din, nu știu, din fond de pensii, din eu știu de unde pot să iau banii să investească, n-am idee acum, dar preferabil ar fi să intrați cu bani puțin. Și câte puțin să începeți să aveți experiență, pentru că contează mai mult experiența la început și nu suma de bani pe care o băgați. Chiar dacă lucrurile astea sunt foarte tentante, că recunosc, sunt foarte tentante, în momentul de față și eu mă uit, știți că aveam un target care mi-a spus de 10.000 de lei până la final de an, mai am 2.000 de lei să ating la pragul ăsta, sunt cu bani în cont, ca să zic așa, adică mi-i permis să-i pun la Tradeville în cont. Azi n-am făcut chestia asta, m-am gândit că poate o fac luni sau poate mă mai gândesc până luni, că poate nu e cea mai bună metodă. Adică mai sunt și alte investiții care sunt pe capul meu în momentul de față și poate ar fi bine să mă focusez și pe alte direcții mai mult și să las targetul ăsta pentru la anul. Până la urmă, targetul inițial nu era ăsta, adică nu mă așteptam să ajung la final de an la 10.000 de lei. V-am zis că încerc, cumva m-am zis că sunt la un,
sunt la un pas în sensul că deja am bani în cont, doar trebuie să decid dacă se duc în investiții la bursă sau se duc în alte investiții. Niciun caz de investiții în Bitcoin la momentul de față când e prețul cel mai înalt decât a fost vreodată. Da? E de la 22.000, 23.000, undeva pe acolo tot fluctuează zilele astea, 20.000 plus. Ideea e că nu cred că e un moment bun să cumpărați. Bineînțeles că peste 5 luni de zile sau peste 10 luni de zile sau peste 2 ani de zile când va fi la 30.000 să zicem, o să zici, te vezi, era un moment bun de cumpărare. Da, este un moment bun de cumpărare, dar este și acolo, cred că, un pic de bulă și nu cred că e bine. Așa, revenind. Primul indicator este faptul că toată lumea se pare că se bagă. Al doilea indicator care ridică semne de întrebare este legat de faptul că se tipăresc bani. Și n-are rost să ne ascunde după deget. Guvernele dau bani la firme să se le scoată din rahat, fac tot felul de programe de ajutorare al companiilor, al oamenilor, dau, plătesc ei, oamenii aflați în șomaj tehnic, la noi în România mă refer acum, nu numai pe afară. Așa se fac o groază de chestii. De-astea că unde crezi că are guvernul bani, se împrumută, ceea ce înseamnă niște taxe și care vor trebui plătite mai mari probabil în viitor, sau dacă nu se împrumută, fabrică bani. Și de obicei sunt ambele variante valabile, așa că faptul că America acum împrăștie cu bani în stânga și în dreapta, nu o să-mi spună mie că doar se împrumută și nu fabrică. Așa, deci sunt cumva premisele că lucrurile merg tot în sus, tot în sus, tot în sus și merg bine. E un moment în care să-ți pui întrebări, să te întreb dacă în 2021 lucrurile vor merge bine sau nu. Acum n-am să vă dau sfaturi foarte multe legate de chestia asta în final de clip, pentru că fiecare face până la urmă cum crede și cum crede el că e bine. Ceea ce vreau să vă zic e că dacă cumva se întâmplă asta peste 6-7 luni de zile, să nu veți la mine să mă înjurați pe canal că eu v-am zis, că eu v-am știut ce, că așa am pățit treaba asta la Bitcoin și nu vreau să mai trec în ea pentru că le-am spus de nou oamenilor onest. Sunt banii voștri, decideți siguri, nu vă luați după vreun, nu știu ce, YouTuber sau guru care vă zice să nu știu ce. Așa, la fel vă zic și în zona asta de cripto, nu investiți dacă nu credeți că știți să mănâncă, nu investiți că dacă vedeți că cumpăr eu o acțiune la o companie, înseamnă că știu eu vreun secret și mama și așa. Eu mi-asum riscurile și deciziile mele, voi trebuie să vi le asumați pe ale voastre. Acum, partea bună e că pe canalul ăsta nu vând nimic, ca nu vin cu link-uri de afiliere sau cel puțin deocamdată n-am venit cu niciun link de afiliere, nu știu pe viitor ce voi face, abar n-am. Așa și atunci nu poate să zică lumea că i-am pus eu să investească nu știu unde, i-am sfătuit eu să investească, pentru că nu vă sfătuiesc, chiar uite prietenul ăsta al meu vrea să investească pe Etoro, i-am zis, vezi că s-ar putea să nu fie cea mai bună variantă pentru tine, dar pentru că tu vrei să cumperi la Tesla și la adică acțiunile de pe piața americană, clar nu e punctul forte al platformei Tradeville. Da? Deci cumva platforma Tradeville nu are acest punct forte, are comisioane destul de mari la partea asta de uite cu Tradeville aici. Are din păcate destul de mari comisioanele pe partea de vânzare cu în US sau pe piața internațională. Are undeva la $7 per tranzacție, nu știu cum, e tot o combinație acolo. Nu m-a interesat foarte tare, sincer să fiu, pentru că nu m-a interesat. Deocamdată n-am de gând să cumpăr acțiuni în afara țării, adică în afara țării. Am o precizare aceea. Sunt acțiuni din Germania, adică Lufthansa, țin și ce cred că pe tabele, să vedem imediat. Deci e așa, sunt, uite, Lufthansa și mai sunt câteva din Germania, da? Deci în piața din Frankfurt. Bainu, așa uite, vezi, Bayer-ul și mai e, cred că și am avut eu la început la SAP, uite, și SAP-ul este aici, da? Deci mai sunt acțiuni din Germania care sunt pe Bursa de Valori București, da? Deci există și SAP și DESAP, DESAP fiind în euro, SAP fiind în lei, așa. Deci, cumva, ce pot să vă zic? Eu momentan nu sunt axat pe zona asta de acțiuni la Tesla, acțiuni la Apple, acțiuni la Google. O să vină și momentul lor la un moment dat. Momentan sunt mai focusat pe partea de piață românească, din diverse motive pe care le-am mai discutat și în alte clipuri. Și atunci cumva nu sunt foarte interesat de platformele astea, dar cumva cred că trading 212 ar putea fi una din opțiunile mai demne de luat în seamă pentru cei care vor să investească pe zona de piață din US, da? Așa, mă uit momentan și pentru alte investiții, să știți, mă uit și la investiții de tip REIT, mă uit și la investiții de imobiliare, mă uit la mai multe lucruri. Unele mă uit doar așa informativ ca să văd dacă în viitor, peste niște ani de zile, voi încerca și piața aia. Altele sunt, nu s-a închis bursa la ora asta, 19.58.
Și s-a părut că s-a modificat ceva pe ecran. Și n-ar avea cum să modifice la ora asta. În fine. Așa. Bun, ca să nu mă mai lungesc foarte tare, azi am mai cumpărat niște acțiuni la MedLife, uitele cu alea, 15 acțiuni, EMU. Le-am cumpărat în vârful vârfurilor, dacă puteți să vă închipuiți chestia asta, știți că există lumea care spune nu cumpăra atunci când când lucrurile sunt foarte sus, uite că spun așa ca să vadă și mai bine, da? Uite graficul aici, prețul e foarte sus și totuși am cumpărat. Am făcut exact ce nu trebuia să fac sau exact ce nu zice lumea să nu faci, da? Pentru că oamenii spun mereu nu cumpăra atunci când sunt acțiunile sus, da? Ei bine, eu m-am gândit să fac exact chestia asta. De ce? Urmăresc MedLife-ul de vreo câteva săptămâni. Și tot așa să scadă, tot aștept să scadă, tot aștept să scadă, zic hai că scade mâine, hai că scade poimine. Și tot aștept să scadă, nu mai scade, tot să în sus, în sus, în sus. Și azi văzându-l crește 6%, zic azi nu e cea mai bună zi să iei, a crescut cu 6% într-o zi. E cea mai proastă idee să cumperi. Dar am zis asta, dar ce crezi că am făcut? Am cumpărat. Am cumpărat și sunt 15 acțiuni aici, vom vedea ce se va întâmpla pe viitor. Eu am tot felul de strategii și dacă scade și atunci cumva mă bazez pe chestia asta. Încă am acțiuni la Teraplast și încă nu mă gândeam că poate nici n-ar fi o bună idee să le vând. Poate ar fi bine să le țin până la anul să vedem ce se întâmplă. Adică, cumva, depinde de ce decid eu luni să mai fac, dacă mai vin cu bani în piață sau dacă nu vin. Pentru că, de ce sunt importante treburile astea? Tot timpul vreau să iau acțiuni și nu mai am să cumpăr. Da? Deci, cumva, vreau să cumpăr acțiuni și de alea și de alea și de alea și de alea. Vreau să-mi fac un portofoliu cât mai diversificat și, momentan, nu reușesc. Nu reușesc pentru că am și mai mult de jumătate din sumă. Este blocată la Teraplast, ceea ce a fost o decizie foarte, foarte bună, adică mi-au adus dividende și am făcut foarte bine ce am făcut acolo. Dar, pe de altă parte, nu poți să câștigi din 10 direcții, că nu poți și atunci trebuie să câștigi de unde poți și cum poți. Și am blocat un pic portofoliu momentan, adică mai sunt foarte, adică nu mai sunt niciun bani, mai sunt 18 lei care sunt de băgat în ce poți să cumperi cu 18 lei, nimic. Așa. Nu știu, rămâne de decis dacă luni decis să mai vin cu niște capital, să măresc capitalul, cum s-ar zice, de investiții și să ating targetul ăsta de 10.000. Dar încă nu știu. Încă nu știu pentru că sunt și alte decizii. Momentan, zilele astea m-am concentrat foarte puțin pe bursă și m-am concentrat foarte mult pe partea de ce fac eu cu firma, pentru că și acolo am de luat niște decizii foarte, foarte importante zilele astea și nu reușesc cum să zic eu, să ajung în punctul în care să iau decizia care, de fapt, nu există decizie corectă, nu există decizie bună sau rea. Pentru că neștiind viitorul, nu poți să știi dacă e o decizie bună sau rea. De exemplu, decizia de a construi o casă, da? Am luat-o acum 2 ani de zile. Acum, dacă privim în urmă cu coronavirus, cu astea, pot să zic că decizia mea a fost genială. Dar la momentul respectiv nu aveam de unde să știu chestia asta. Adică acum tendința oamenilor e să mute de la blocuri, i-ați văzut, către la țară, către să lucreze remote, să stea în grădină, să lucreze, să lucreze pe internet la unele joburi. Și atunci cumva proprietățile s-au cam scumpit în zona asta rurală, adică zona de casă. Toată lumea vrea să stea la casă acum și este o tendință chestia asta din cauza virusului și nu mai vrea să stea în centrele cu multă populație, adică nu mai vor la metrou, în bucureștenii nu mai vor în Piața Unirii când e plin de oameni, da? E, deci cumva dacă luăm așa în contextul actual, decizia mea de acum 2 ani de zile de a cumpăra un teren și a face o casă e genială. Dar nu, la momentul respectiv nu știam asta, n-aveam cum să zic că e o decizie bună sau rea. E, cam așa vine și cu deciziile astea care le-am să le iau acum legate de firmă, de fapt nu e niciun secret, vreau să mai fac o firmă. Și mă tot gândesc dacă e o idee bună să mai fac o firmă sau nu e o idee bună. Și cred că de o săptămână pur și simplu stau blocat în decizia asta pentru că ca și cheltuieli nu e foarte mari, dar nici beneficiile nu sunt foarte mari. Adică, până la urmă, nu sunt niște, mai mult, niște motive personale pentru că vreau să fac asta și nu niște motive de business. Motive de business sunt așa, cam la egalitate. Adică nu există nici, am pus niște motive pro și sunt așa atât de foarte puțin și niște motive contra care sunt la fel, atât de foarte puțin. Dar la nivel personal mă tot gândesc dacă decizia asta peste, nu știu, peste 2 ani de zile ar putea fi numită iar o decizie genială, da? Sau poate ar putea fi denumită o decizie proastă. Bă, vine o criză acum și eu mă gândesc să mai decid o firmă, da? Deci nu există decizie bună sau rea. Există niște decizii, niște parametri, niște motive pentru care iau anumite decizie
și pe baza ei vezi ce se întâmplă și dacă ai planuri de backup, probabil vei ieși bine chiar dacă lucrurile nu vor merge în sus și vor merge în jos. Indiferent că vorbim de situația economică, vorbim de situația sănătății, de orice situație, da? Bun. Cam atât pentru astăzi, pentru că deja cred că m-am lungit foarte mult cu treaba asta, cu canalul. La final de clip știi că am obiceiul să te invit să dai un like și un subscribe. Te invit să dai un subscribe la canal undeva în partea dreaptă aici jos, da? E ciudat pentru că la mine nu e stângă, iar în stânga pe fapt pe clip. Dai aici un buton de subscribe. Abonează-te la canal dacă îți place ce fac eu aici pe canal. De asemenea, mă ajută foarte mult să dai și un like la clipul acesta dacă ți-a plăcut. Și ne reauzim, bineînțeles, mâine cu un nou clip. Îți mulțumesc!